Ca și locații, ca și amenajare, totul e ok, arată foarte bine, e curat, e foarte bine, da. Credeți că veți avea clienți, vor fi clienți aici? Păi bănuiesc că vor fi aceiași clienți, nu o să mai oprească acolo, o să vină aici, clienții vechi. Vor veni aici, după noi, dar oricum clienții noștri sunt după noi, care s-ai noștri tot cu noi sunt. Deocamdată de bine am stabilit din coace. Sperăm bine, sperăm. Ați avut clienți până acum deja? Câte un pic așa din fiecare, câte un pic din fiecare. Legume, fructe, atât. Lucrările de demolare a pieței Vidin vor începe chiar în cursul acestei săptămâni. Edilul orașului a predat locația constructorului, făcând ultimele precizări necesare unui conlucrări fără probleme. Și începe, suntem, dar nu-i gata până acolo. Deci până asta prima dată, ăla din spate, aici, așa, după care ne deplasăm hala metalică, care poți să o tai repede, că aia nu e... Exact, și după aia rămâne hala mare, o lăsăm la urmă, că e normal, și centrala pe cealaltă stânga. Centrala tehnică. Ca să faci loc și de mișcare, este normal ca să ai loc și de mișcare. Primarul își dorește ca noua piață Vidin să fie la standarde europene. Sunt și oameni nostalgici, că asta este adevărul, dar nostalgia trebuie să fie susținută de fapte concrete și aici, așa cum știți dumneavoastră, se va ridica o piață modernă, o piață care, dacă sperăm să fim sănătoși, va fi una dintre cele mai frumoase din țară. Edilul este convins că odată cu noul proiect vor dispărea și o serie de probleme cu care se confruntă în prezent cei care locuiesc în apropierea pieței. Chiar îmi cer scuză și pe această cale riveranilor că o să aibă un pic de probleme, dar sunt convins că nu vor fi la fel de mari când erau cu piața în funcțiune aici. Vedeți dumneavoastră, n-aveau intrare la bloc, n-aveau loc de parcare pentru mașini, zgomot, scandal. Eu sper că aceste lucruri se vor elimina. Potrivit proiectului, piața Vidin ar trebui finalizată în 24 de luni, adică în luna decembrie a anului viitor. Primarul Vaslui speră însă ca până cel târziu în luna august a anului următor noua piață să fie inaugurată.